Bun. 3, 2, 1, start. Salutare și bine v-am găsit la un nou Car Spotting. Astăzi suntem într-o parcare supraterană și prima mașină pe care am găsit-o, surprinzător, un Bentley Bentayga. Primul SUV Bentley, făcut pe platforma MLB Evo, pe care o împarte cu noul Cayenne, noul Touareg, Lamborghini Urus și Audi A8, A7, A6 și A4. Bun. Altă premieră la Bentley Bentayga a fost că acesta a fost primul Bentley diesel. Evident, sunt mai multe motoare pe Bentayga, sunt 6 litri W12 cu 608 cai putere și 900 de Nm. Avem 4 litri V8 biturbo, motor de Porsche cu 550 de cai putere, același motor de pe Cayenne turbo și 770 de Nm. Avem versiunea hibridă 3.0 benzină turbo cu motor electric, 460 de cai putere și 700 de Nm și mai avem versiunea diesel, care este un 4.0 TDI la bază, fostul motor pe care îl găseam, adică fostul motor, motorul pe care îl găsim pe Audi SQ5, 435 de cai putere, tot așa biturbo cu 700, nu, pardon, mint, cu 900 de Nm. Hai să vedem dacă ne dăm seama ce motor e ăsta din față, pentru că e destul de... La asta. Explică-le că mulți zic că te uiți la nu știu ce în spatele mașinii și îți dai seama de mașină. Știi că luau un râs cumva treaba asta. Te duci în spate că cumva ar ști și ei, că se duc și văd acolo 1.7 DTI și pe urmă... Da, aici e discutabilă treaba, nu vreau să comentez chestia asta. Păi nu comenta chestia asta, explică-le da, ce... Da, la unele scrie, la unele nu. Uite, îți dau un exemplu. Uite, pune Passatul ăsta de aici, da? Uite, vezi? Ăsta e 2.0 TDI care țevile drepte, ăsta le are mai subțiri și le are în jos, e 1.9 TDI. Asta e simplu, trebuie să... Deci ăsta și cu ăsta, ăla le are țevile drepte, al negru nu știu cât se vede. Da. Are țevile așa de evaporări și ăsta puțin îndoite. Puțin îndoite, da. Și ce înseamnă asta? 2.0 și 1.9. 2.0 și 1.9. Bun. Hai să ne întoarcem la Bentayga. Deci hai, putem să vedem stopurile sunt în forma literei B. Avem... Vreau să spun curios ce e ăsta, are Pirelli pe 0, jante de 21. Bun. Cred că este varianta cu W12. Variantele V8, din câte mi-aduc eu aminte, aveau grila neagră, nu aveau grila asta, lucitoare cum e asta, cromată, nu lucitoare, Doamne ferește. Cutia automată cu 9 trepte. Peste 300 de km la oră viteză maximă și 100 în vreo 4,1 secunde, dar la 608 cai putere, la ce să te aștepți? Hai, o lăsăm deoparte, Bentley Bentayga? Nu aș vrea, dar ce să mai zicem despre ea? Hai la altă mașină, uite acolo, da, cred că este aceleași celise pe care e CLA. CLA. Am vorbit? Stai puțin să spun. Este... Nu, vreau să văd dacă e facelift sau ne-facelift. Este CLA... Hai să le explicăm. E foarte greu să-ți dai seama. După bara din față și după volan e cel mai simplu. Este CLA, adică facelift cu pacheta AMG. Volanul de pre-facelift este un pic mai pătrățos, cu un design mai pătrățos, mai angular, și volanul de facelift este un pic mai rotunjit, așa. La fel, pe pachetul AMG, bara față este un pic mai mare, cum ați văzut în clipul nostru la review. Și la pre-facelift este mai dreaptă. Bun, hai să vedem. Uite aici un BMW, ăsta ce este? Seria, ce serie asta? Care? Uite ăsta. E un... Seria 6, a doua generație, seria 6 Grand Coupe. Stai să văd dacă e facelift sau ne-facelift, că asta e un mare... Asta este... Stai să mă uit, că nu văzui bine. Bun. Este... Facelift este. Explică, nu, stai mă puțin, că nu-mi dau seama tocmai, că nu-mi vine acum. Este, nu este facelift, stai să mă uit sigur. Nu este facelift. Știi cum îți dai seama, după oglinzi, după semnalizările din oglinzi. Dar nu, că ăsta le are acolo. Da, este pre-facelift. Bun, motorizare, nu putem să ne dăm seama. Cele mai vândute pe ăștia sunt 640 DU, 3.0 biturbo diesel, 313 cai putere. Aoleu, ce avem noi acolo? Ce avem noi acolo? Păi, ce mașină vrea să-și ia Lino, știi? Vorba, melodia. Da. Vreau să-mi iau o...
Cred că știu mașina. Hai. Are lup, nu? Da, are lup. Aha, mașina lui Ahmed, cred. Tu îl știi pe Ahmed, nu? Ești... Da, ne-am întâlnit. V-ați întâlnit. Bun. Este noul Porsche Panamera Turbo. Stai așa, nu, că asta trebuie filmată mai bine. Da, are, deci... are același motor cu Bentayga-ul ăla V8, vă spuse mai devreme. 4000 de centimetri cubi, bine, dacă vrei să fim specifici, are 3993 de centimetri cubi. Biturbo 550 de cai putere, 770 de Nm. Tracțiune integrală, cutie automată cu 8 trepte, ea e de la... Ba nu, e automată cu 8 trepte, dar nu e aia de la ZF. Este una PDK cu dublu ambreiaj și 8 trepte. Pe Cayenne au pus automata cu 8 trepte de la ZF și pe asta au pus PDK-ul cu dublu ambreiaj făcut de ei de Porsche. Culoarea e senzațională. O fi. O fi. Este. Da. Sutan mai puțin de 4 secunde. 300 și ceva viteză maximă, tot anvelope Pirelli pe 0 și o dotare pe care nu are mașina asta, sunt frânele ceramice. Frânele ceramice le deosebești după etrierii galbeni. Asta are etrierii roșii. Nu are frânele ceramice. Și aparent acum ce a lăsat eleronul deschis. Sunt două tipuri de eleron pe Panamera. Unul care se deschide pur și simplu și unul din trei bucăți care se deschide mai spectaculos pe care îl are mașina asta. Cum arată în interior? Știu cum arată în interior. Ai văzut sau... Am văzut, da, normal. Hai, mai ia două, trei cadre și mergem. Ce facem acum? Hai să vedem merțanul ăsta, da? Ăsta? Da. GLC 250D. Ce mașină avem aici? Trebuia de mult să facem. Formatic, da. 2.1 biturbo diesel, 204 cai putere și 500 de Nm. Este, am spus că este biturbo. Este pachetul AMG. Se văd evacuările false. Ele sunt false. Are sistemul de infotainment la standard, nu comandul online, ceea ce e păcat la cum e configurată mașina. Așa. De fapt, da, n-are pachetul AMG pe el, îmi cer scuze. Are pachetul ăla X Line sau ceva genul, ceva de mai off-road așa. Alo. Da, pe motor. Alo. Ai grijă cum conduci și cum. Da, da, da. Bun, și zic. Da. Ne-a murit bateria, din păcate, dar ne-am adus aminte că mai aveam una în mașină exact când plecam. Așa că ieșim din parcare, încercăm să mai prindem ceva mașini interesante. Honda Civic, 1.8 benzină, am condus una. Uite, S400 Formatic, e foarte interesant. S400 Formatic Coupe, varianta de bază de la S Coupe. 3.0 Turbo, 330 de cai putere și Formatic. S400-le doar cu Formatic puteai să îl iei. Foarte interesant, o motorizare foarte rară, multă lume și a 500-le și 63-ul. Bine, acum pe facelift se numește 450, nu se mai numește 400, știi? Asta e. Bun. Hai dacă mai vedem ceva. Taxiuri, multe taxiuri. Stai. Noul X1, tot că văzuim, stai liniștit, că sunt șofer bun. Noul X1. Așa. Uite, două Cielo-uri, ești nebun? Una lângă alt. Wow, și executive. Și pe GP-le amândouă, ce tare. Așa. A 6 cu siglă de S6, dar e diesel. Avem un Insignia Ecoflex, un Mini prima generație, un Mondeo, avem un Ford Edge. Ford Edge-ul ăsta este cel mai mare SUV Ford pe care l-a duce Ford în România. Are 2.2 diesel, ori 180 de cai putere, ori biturbo cu 210 cai putere. Este un SUV pe stil american, așa. Nu prea l-aș vedea eu prin Europa, dar na. Concurent pentru Santa Fe și Sorento, dacă sau Tiguan Allspace. Bun. Seria 510, uite și un Cayenne a doua generație pre facelift, cel mai probabil diesel, ca așa sunt toate. Uite și un Cadillac DeVille al tovarășului meu Radu. Cadillac DeVille din nu știu ce an, 60 și ceva, edita mai mașina, motor de 7000 și ceva. Au, uite, Peugeot 308, noul Peugeot 308 în varianta GT și avem aici, nu știu dacă prinsăși. Nu-l prinsăși. Hai că-l mai luăm o dată să mai prindem. Hai să vedem 308-ul. 308, doamne, 3008, scuze, 3008, nu 308, că iar îmi sare ăștia în cap. Noul SUV 3008. Doar ce au lansat versiunea hibridă de la asta. O să vă povestesc despre încolo, hai, dar prinde ăsta, prinde Jaguar F-Pace. Jaguar F-Pace. Ăsta de dat cadou la casino. De obicei sunt
sunt ăștia mai chele așa. Ei, în varianta de bază 2.0 diesel 163 de cai putere. Da, lasă-mă să spun. Există și varianta cu tracțiune spate de la asta, 2.0 diesel 163 de cai putere. Bun, 3.800, 1.2 benzină 130 de cai putere, 1.6 benzină 163 de cai putere, 2.0 diesel 150 de cai putere, 180 de cai putere. Și există și o variantă de 120, dacă nu mă înșel, de 1.6. Sper să nu mă înșel. Bun. Toate sunt cu tracțiune față, mai puțin versiunea hibridă care a apărut acum nouă. Are motor 2.0 turbo THP, 225 de cai putere și două motoare electrice de 109 cai putere fiecare. Puterea combinată, pentru că nu se adună puterea matematic, este de 300 de cai putere. Și mașina atinge 100 în 6,5 secunde și are o viteză maximă până la 237, cam așa. Sper să nu mă înșel. M-am prinsărăm și un Grand Cherokee mai pe sus. Interesantă povestea cu motoarele lor. S-au luat blocul de la Mercedes, după aia l-au dus la VM Motorii și au făcut diesel, un turbo diesel common rail, la fel cum, la fel ca cele de la Mercedes, doar că doar blocul este același. Dacă te uiți pe datele tehnice, citești specificațiile și vezi alezajul și cursa fiind aceleași și implicit cilindrea, s-ar putea să confunzi să zici că e de Mercedes, dar nu. Uite Lancia Delta, foarte mișto. Ultima Lancie ca lumea, să zicem așa. Ultima Lancie făcută să fie Lancia. Avea o motorizare foarte interesantă pe asta. 1.9 GTDM. 1.9 era. Pe acolo. Da. Sau 2.0, nu mai simte. 1.9 sau 2.0, dar cred că era 1.9. 190 de cai putere. Bun, ce mai găsim pe aici? Oricum, plastice ieftine. Uite o Dacia neagră, Dacia neagră cum aveau doar ceaușiștii. Vezi, n-avea nimeni voie să aibă Dacia neagră. De îndreaptă o iau? Păi în dreapta, nu merge spre casă. Da, ăla s-ar putea chiar să fie Renault 12, la cum arată. Să nu fie așa. Bun, hai spre casă. Hai să mai vedem pe stradă, hai. Hai să vedem. X5, a doua generație, facelift, 35D. X-Drive 35D. 3000 diesel, biturbo, 286 de cai putere. E de America. Ești nebun? Este 35D de America. E luat din America. De unde ți-ai dat seama că e de America? Uite, asta e interesant să spunem. După semnalizările reflectorizante de pe lateralul mașinii. Ia mă, citești ceva? Ce? Ce să citești? Păi eu conduc. Ce să citești? Tot te bănuiesc toți specialiștii că e ceva neregulă. Că... Uite Ford Focus. EcoBoost, nu dă nimeni. Uite Audi A4 cel nou. Am văzut unul fără LED-uri pe spate, cu halogene pe față și cu LED-uri pe spate, fără LED-uri pe spate. Arată foarte ciudat, să știi. Hai, mai prindem și noi o mașinuță interesantă. Am eu în spate, dar nu o să se vadă niciodată, un Mitsubishi Pajero mai vechiuț, așa frumușel. Da, nu ne mai chinim. Bulbar, nu ne mai chinim. Așa, uite aici unde filmăm noi. Aici filmarăm mai devreme seria 3 F30, 320D, Modern Line, Steptronic. Foarte mișto mașina. Ui! Băi nebunule. Așa. Freelander facelift prima generație. A4 facelift B8. Și uite cum taie asta calea. Bună ziua, cale mai aveți? Nu. Cale mai tăiați? E regulamentar, degeaba. Bun, semnalizăm, schimbăm banda, retrogradăm a doua, îi dăm un pic de rev matching și luăm curba ca să stresăm pe să filmăm până la atelier. Păi da, până acasă, până la atelier filmăm, că așa facem. Hai să vedem ce mai prindem. Uite, un E46 Coupe, facelift, un Mercedes W124, cred că era. Așa, nu bag mâna în foc. Rover 25, bine, nu știu pe unde să filmez, ca să știu păi unde să mă uit. Păi mergi în uite, față. Volkswagen Up facelift în varianta High Up, aia e cea mai de top. Este Take Up, Move Up și High Up. Bun, avem Pajero-ul tot în spatele nostru. Nu știu dacă mai prindem ceva interesant. Camion, uite Chevrolet Spark cu bările negre. Matiz 3, cum s-ar. Hai din față doar, că așa nu se văd. Da, ok, din față. Ce avem în față? Ăla cred că e Rapid Spaceback, la cum arată. Vă arăta hatchback de la Skoda Rapid. Dar... Păi nu te duci în spatele lui? O să mă duc în spatele lui, dar stai să-l ajungem din urmă, că nu vrem să conducem irresponsabil. Imprudent. Imprudent.
Uite Mazda CX-3, că tot s-a plăcut ție Mazda CX-3. Da, foarte tare Mazda CX-3. Da. Luci zice că au fost niște discuții referitoare la interioarele alea. Dar nu, m-am uitat. Mașina e făcută pe platformă de Mazda 2 și are materiale un pic ieftine și e mică în interior. Eu am avut la poliș una și m-am uitat și în interior. Mi-a plăcut. Adică, să zicem, decât un Duster, totuși, mai bine. Da, da, da. Că sunt cam la aceeași bani, nu? Da. Cam pe acolo. Da, dar e mult, nu, e mai scump un CX-3 și e mult mai mic decât Duster-ul. Uite, fii atent, fii atent, Jeep. Îl luai, ca să zic așa. Tu da, uite-te-n Jeep Patriot. O încercare de SUV compact de la Jeep. Acum nu mai există, există decât, era și Compass-ul și Patriot-ul și acum numai decât noul Compass. Bun, hai să vedem. Uite, Lexus RX, dar nu văzui de care era. Era, cred că era... E prima variantă 350, nu e, nu e prima. Nu e prima. Nu e prima, e a doua. 350H-ul, hibrid, 299 de cai putere, foarte bun. Uite asta, SsangYong Tivoli XLV, este varianta cu apartament lung de la SsangYong Tivoli. 1.6 benzină, 120 de cai, 1.6 diesel, 120 de cai. Simplu ca bună ziua, nimic complicat. E foarte ieftină și să știi că nu e deloc grea mașina. De cine e făcută până la urmă? De SsangYong, de coreeni. Mă gândeam că e poate varianta ieftină a unui mare producător. Nu, este varianta normală a unui producător ieftin. De buget, nu, că de ce să le zicem ieftin, că nu fac mașini rele. Fac mașini, de exemplu, noul Rexton G5, G4. G4 este o mașină extraordinar de dotată și nu este deloc scumpă, dar la banii pe care îi cere SsangYong pe mașină, e ok. Tivoli mie îmi place, e o alternativă la Duster. Merită încercată, măcar făcut test drive. Ok, nu ai servisuri, nu ai multe reprezentanțe SsangYong în România și de asta poate succesul nu este pe măsura meritului mașinilor, da?